Casa Județeană de Pensii Marea Mureș anunța că s-au simplificat puțin lucrurile în ceea ce privește documentele pe care trebuie să le prezinte instituției beneficiarii pensiei de urmaș. Mai exact, face referire la adeverința de școlarizare pe care orice tânăr care urmează o formă de învățământ și beneficiază de venitul amintit trebuie să o prezinte în primele săptămâni ale anului școlar sau universitar. Având în vedere că în prezent instituțiile de învățământ comunică electronic adeverințele prin care se face dovada continuării studiilor beneficiarilor de pensie de urmaș, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani și că aceștia le transmit caselor teritoriale de pensii prin aceeași modalitate, adeverințele menționate transmise electronic constituie dovada privind continuarea studiilor. Acestea vor fi avute în vedere la acordarea pensiei de urmaș, urmând ca beneficiarii să prezinte originalul până la sfârșitul anului școlar sau universitar 2020-2021. Explică reprezentanții Casei Județene de Pensii Marea Mureș. Aceștia precizează faptul că adeverința prezentată în original trebuie să fie ștampilată de către instituția de învățământ care o eliberează.